Dacă te muți cu mine la București, îți dau toată viața mea. Pa, băieți! Să-i spuneți lui mama că am plecat. A venit la București pentru că nu mai știu nimic de copilul meu. Trebuie să o salvăm pe Ioana, că e răpită. Gata că m-am săturat. Dar ce-am ajuns eu, cârpa ta? De când am venit în casa asta, n-ai făcut decât să mă umilești dintr-una. Pleacă din casa ta până nu sunt la poliție. Mai bine sunt la descarcerare ca să te scoată pe tine din casa asta. Asta a vrut. Ai omorât-o! Valul de toate! Bietul Tony, măcar acum e într-un loc mai bun. Face camătă cu îngeri. În ultima perioadă, George, Radu și Ioana se înțeleg foarte bine, asta și datorită faptului că în realitate nu locuiesc împreună. Relația lor a evoluat foarte mult. Fiecare își cunoaște îndatoririle, iar banii lui Radu sunt la comun. Deci, unde mergem până la urmă? La munte! Dar mie îmi place mai mult la mare! Da, și mie îmi place mai mult la mare. A, da? A, scuze, mă sună cineva. Da! A, da? Și că trebuie să mergem la munte. Așa e. Acum e corect. Da. Da. Bine, la revedere. Mulțumesc, o zi frumoasă. Ce mâine vezi, George, da? Câte bagaje ți-ai luat? Păi, am luat mai mulți copii congelați, ca să fie. Poate fac și un chec. Ești leimă, tușita aia. Dar ți-ai luat copii de zici că stăm două luni, pe cuvântul meu. Păi am luat mai multe modele. Eu știu cum o să fie vremea. Lasă, Radu, nu te mai nerva. Uite, poți să-i îndești că nu se rupe. Ia. Ia, bine, să mergem. Hai. The world in a tangle, it's time to make a change. I'm gonna move away and change my name. I said the world in a tangle, what's going on. Stai, trage un pic pe dreapta, oprește, ești, te rog. Ok. Ce s-a întâmplat? De ce am oprit? Aici am făcut prima oară pipi cu Tony. Acum ai teritoriul meu. Ce era mișto la Tony e că el avea ceva al lui, spre deosebire de voi. Hai să ne grăbim, trebuie să mergem, să ajungem până la 6, că după aia închide muntele. Ah, da, da, da. Da. The world in a tangle, it's time to make a change. I'm gonna move away and change my name. I said the world in a tangle. Wow! Ce cabană frumoasă! Unde e? Nu știu, că până aici ne-a adus Waze-ul. Uitați! Niște indicatoare! Ah. Ia să vedem. Eu cred că încolo trebuie să mergem. Da, clar, că și mie mi-e somn. Da, hai. Au trecut 2 ore și jumătate și proștii proștilor nu au găsit drumul spre cabană, pentru că nu sunt unde trebuie. La fel ca cerebel în muzică, ei tot eșuează în a-și găsi calea. Sunt obosiți, însetați și înfometați. La fel ca cerebel. Universul încearcă să le dea semne, dar acestea sunt prea subtile pentru eroii noștri. Într-un târziu, pădurea renunță la ideea de a-i mai salva. Deci, eu am văzut multe la viața mea. Pe aici au trecut mulți. Harapalb, scufița roșie, ursul păcălit de vulpița, dar așa proști n-am văzut în viața mea.
Sunt extenuat. Radu, ne-am rătăcit? Da, de mult. Păi și acum ce facem? De când așteptam să mă întrebați asta, sunt antrenat pentru situații de genul. E ca atunci când eram la mare și v-am salvat de la nec. Deci, vom înnopta aici. Avem nevoie de un loc în care să dormim, lemne pentru foc și niște muzică populară. Eu aduc lemne pentru foc. Ok, eu fac cortul. De-aș mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană. De-aș mai duce-o până la toamnă, Leliță Ioană. Hei, cine e acolo? Ce-a fost asta? Hei, de ce mi-ai întins o capcană? Prea mic. Prea mare. Ah, prea bun. Prea ca la țară. Hei, cine e acolo? Ha! Hei, pune-o mâna pe tine. Nu-mi place să las sunete negăsite. Wow! Un chec din copii! Ce o să se mai bucure Ioana și Radu? Doar o mamă poate ști ce e dorul de copii mai. Ce-a fost asta? A, stai liniștită, e cineva care are nevoie de ajutor. A, bună-i venu, Gheorghiuleu, rintele de-da-re-da-de-da. Am terminat de montat cortul. Mă duc în pădure să caut niște perne. Dacă tot plecea și mie un lac de unghii, când trebuie. M-ai auzit? Radu? M-ai auzit? Da, te-am auzit. Tony? Tu ești? Tony, tu ești? Da, eu sunt. Te promești că nu mă mai recunoști acum. Deci explozia a fost adevărată? Da, m-ai lăsat să mor ca pe un câine și o să plătești pentru asta. Dă-mi 10 milioane. N-am atâția bani. Nu mă interesează, faci rost. Ia vezi, poate are Radu în cort. Stai să verific. Hei, de ce mi-ai întins o capcană? Ca să simt și tu ce am simțit și eu. Dă-mi drumul, sunt în țară aici. Adio, Ioana. Tony, nu, te rog, Tony, dă-mi drumul, Tony. Ușor e să prinzi o pernă fără memorie. Păcat că nici măcar ea nu o să-și amintească de tine. Sărumâna, dumneavoastră ce căutați aici? Întrebarea e ce cauți tu în serialul ăsta? Că de când ai apărut, ai complicat viața tuturor. Poate că e adevărat, dar dacă nu eram eu, nu erai nici matale. Stai liniștit! Dacă nu erai tu, mă făcea George Lejer. Ba chiar o făcea mai bine. Săracul George!
De ce zici asta? Te prefaci că nu știi? Tu i-ai adus în pădurea adormită. Aici nimeni nu se trezește niciodată. Hoașcă nebună, dacă te atingi de ei nu te mai joc niciodată. Nici nu va mai fi nevoie. Serialul ăsta e prea mic pentru amândoi. Să nu întrăznești să mă joci pe mine. Nu o să observe nimeni că ai dispărut. O să regres că ai zis asta. Eu te-am făcut, eu te omor. Hei, n-ai voie cu mâna, e Hans! Aici eu fac regulile. Tony! Tony! Dă-mi drumul! Sunt un chec! Sunt un chec! Dă-mi drumul, Tony! Dă-mi drumul! Ioana! George, treziți-vă! Cred că am adormit și am visat urât. Doamne, ce coșmar! Se făcea că eram prizonierul unui chec. Și eu l-am visat pe Tony care mi-a explodat. Și am visat-o pe maică ta. Cred că ne-am visat cel mai întunecate frici. E ceva neregulă cu pădurea asta. Hai să plecăm de aici. Da. Haide. Da. Hai să mergem. George, Radu și Ioana au avut parte de o noapte pe care nu o vor uita niciodată. Sejurul lor la munte s-a transformat într-un episod horror. Pădurea adormită le-a dezvăluit cele mai adânci frici ale lor.